Știm cu toții cum arată o lume normală de Minecraft. Este infinită, dar această lume are doar un chunk și în fiecare zi crește chunkurile. Și bine ați venit la episodul 2 din Minecraft One Chunk. Ok, ok, băieți, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Border. Aici pe Minecraft. Băi, băieți, știți că în episodul trecut am adus aici niște animale, am făcut o fermă, una alta. Bă, în episodul ăsta poate găsim niște diamante și poate facem și o casă până la urmă, nu? Prima dată să spargem ăsta. Mamă, dar hai că e mult. Hrănim o oaie și noi. Opa, opa, ce am văzut eu aici? Am văzut acolo sus ceva. Uite, un trader din ăsta a venit prin zona noastră. Ce faci, vărule? Da, băieți, vreau și în clipul ăsta să facem și o căsuță pe aici, prin zona asta. O să craftăm acum și un topor aici frumos, să-l avem, și ne-a mai rămas doar un iron, care cred că o să ne facem un spot nou. Păi hai prima dată să spargem toți copacii de prin zona asta. Așa că hai să ne băgăm și noi frumos la treabă. Ok, băieți, deci am făcut rost de 1, 2, 3, 3 stecuri de lemn și vreau să fac o căsuță mică, nu una mare, gen, uitați-vă, cam în zona asta. Așa, păi, două bucăți aici, pac, 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 ceva de genul, facem aici ceva frumos, dar astea două le vom face așa și astea tot așa, încă una așa și se cam duce toporul și iară nu mai avem să facem altul, din păcate, da. Da, din câte vedeți nu e atât de mare această căsuță. Doar un pic, doar un pic, băieți. Uitați-vă doar ce șmecher arată. Ok, hai să ne băgăm și noi la sum, că se spawnează acum creeperașii și mă enervează rău. Hai să ridicăm astea cu 7 blocuri. Ceva de gen 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai acum, uite, aici, pac, 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 pac. Pac. Este o problemă. O să vreau să fac cu glez pe aici, să fac niște geamuri, dar nu cred că avem sand pe aici prin zona asta. Ok, deci până facem noi rost de glez, până se mai mărească borderul, hai să luăm de la Way lână și o să folosim în loc de glez până facem rost de el. Așa, ca să știm unde e glezul și toate alea. Ceva de genul pac-pac. În zona asta pac-pac. Aici vom ridica și vom tăia asta. Așa, pac, frumos, pac-pac. Bă, băieți, bă, ne mișcăm rapid. Apropo, și dacă ați ajuns aici, nu uitați să scrieți în comentarii. Așa, cum trebuie să ne ridicăm așa. Frumos, frumos. Ca niște băieți șmecheri. Ok, băieți, acum trebuie să punem aici sus niște lemnuți din ăsta frumos, așa, pac, 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 pac. Ok, băieți, acum trebuie să facem ceva de genul, uite așa. Punem stesuri pe toată zona aceasta. Ați înțeles, punem așa, pac, pe toată zona aceasta. Dar hai, în primul rând, să ne băgăm și noi la somn. Uite că așa este mai ușor, să punem pac, 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 pac. Ok, băieți, și acum, după ce am făcut toată chestia asta, venim, uitați, în zona asta și facem fix cum am făcut aici. Punem fix în genul ăsta, băieți. Și până acum ce am construit, casa arată bine, nu, băieți? Uitați-vă, arată frumos, are două etaje, în fine, va avea, că acum e în construcție. Eliminăm repejor casa, băieți, și acum ne ducem să potăm și noi niște diamante, că am plictisit să fiu cu iron. Dar nici iron nu prea avem. Spargem lemnul cu un topor de piatră. Perfect, hai că am terminat și sus. Dar va trebui să mai punem încă un strat deasupra ăstora. Tot așa de stairs-uri, dar stai, mai avem oare? Hai să transformăm ăsta în lemn. Dacă nu ne va ajunge, dar ne ajunge să punem stairs-uri. Dar va trebui să mergem să mai spargem niște lemn de prin zona aia, fiindcă va trebui să facem și slaburi și nu prea mai avem, băieți. Dar hai acum să terminăm noi cu astea ale noastre. Ok, băieți, acum va trebui să ne ducem să mai spargem un pic de lemn din ăsta. Ne băgăm frumos un pic pe treabă. Așa, băieți, craftăm acum repejor niște slaburi din astea, da. Și le punem ceva de genul. Le vom pune pe toată zona asta așa frumos. Punem așa frumos niște piatră. Și din ăsta așa. Da, nu știu ce am făcut aici. Ok, haideți jos să mai muncim un pic. Uite că s-a spawnat. Nenorociții, hai să ne băgăm repede la somn. Punem o ușă frumos. Acum trebuie să venim în zona asta și să punem aici slaburi. Doar așa. Aici punem lemn, aici slaburi, aici lemn,
Slaburi. Uite că a început să se mai mărească și borderul. Perfect, frumos, frumos, băieți. Ia, până unde se mărește oare? A, până aici. Bă, vezi că s-a mărit acum mai mult. Acum mai avem și noi spațiu, știi ce zic? Mai adăugăm și noi niște detalii așa frumos, pac, 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 pac. Oare este ceva send? Văd acolo send, dar na. Până când băgăm așa niște detalii din astea extra șmecheroase. Păcat că este căsuța din lemn din ăsta. Da, dar nici asta nu e rău, dar na. Mie îmi place cel mai mult sprusul. Merge mai bine cu sprus, dar nici asta nu e rău, băieți. Ne mulțumim cu ce avem. Hai că am început bine. Perfect. Hai că aici jos cred că am terminat. Aveam de pus în interior chestii sus. Cred că trebuie să mai fac niște chestii aici. Da, sigur mai facem sus ceva. Mai adăugăm aici, băieți, niște detalii extravagante. Am făcut aici din astea, dar o să fac în altă parte. Vreau să pun aici pensurile astea șmecheroase. Punem aici la greu pensuri. Caut ăsta mai aici și ăsta aici. Da, mici greșeli de la început, mai bine zis. Hai că am finisat și noi. O să bag un campfire aici, așa. Da, cred că sus o să mai pun niște furnace-uri, chest-uri pe aici tot. O să băgăm detalii, chestii, crafting table-uri în primul rând punem aici. Da, chestiile astea de aici o să le mutăm aici. Furnace-ul, crafting table, patul, crafting table-ul, da, vă dați seama că nu e nimic serios aici. Va trebui să punem pe jos lemn, dar nu mai avem, o să trebuia să spargem. Dar acum avem altă treabă, casa am terminat-o, interiorul o să-l fac eu o camera. Acum trebuie să facem rost de mai mult iron, de minereuri, ca să înțelegeți. Adică mai pe scurt trebuie să ne ducem la minat. Luăm torțe, cărbune, ce avem. Mai luăm și noi ceva mâncare de la ferma aceasta mirobolantă. Da, va trebui să mai mărim ferma aceasta, că, băi, e bunicică ferma. Ne produce mâncare, e binișor. Coile încă nu vreau să le omor. Le mai las să se mulțească, să fie mai multe. Așa, mâncarea, ne ducem cu mâncarea cam puțină. Puțin pot să zic, puțină. Dar sper să ne ajungă. Oricum nu prea cred că o să mănânc mult acolo. Ok, haideți în mină. Ne ducem și noi frumos, ne ducem la minus 59, că acolo se găsesc cel mai des diamante. Și am făcut rost de niște aer, nu uite aici frumos. O să ne ajute foarte, foarte mult. 8 bucăți, hai că e bine. Suntem la 16, hai la minus 59, mai este mult. Am ajuns într-o mină, uite lapis. Mamă, dar noi dacă găsim diamante mina asta, suntem prea top băieți. Dar nu cred, cel mult aer îmi vom găsi. Diamante trebuie mai jos, că suntem abia la minus 9. Uite el pe infractor, da, am găsit iron. Iron este, dar diamante. Mina asta eu am mai fost. Cum bă n-am văzut acest iron minunat? Cum nu l-am văzut? Nu înțeleg. Până acum avem nevoie mare de iron. Ia uitați-vă pe indivizi. Da, băieți, și am ajuns în zona asta. Acum trebuie să o luăm așa încolo. În toate părțile trebuie să ne ducem un pic înainte. Să ne apucăm să minăm. Ok, nu mă voi opri pe linia asta până nu ajung la border. Până la border nu găsesc nimic. Ce fac? Dar da, sunt șanse mari să nu găsim nimic până la border. Păi, dar vezi că iron am găsit. Spre mirarea mea, iron am găsit. Ca și când ironul ar fi rar, ce zic. Așa, punem acest iron la prăjit. Noi ne ducem înainte să minăm în continuare. Hop, am ajuns la border. Da, cum ziceam, nimic. N-am găsit absolut nimic. Ok, o să lăsăm asta aici și o să ne ducem în partea alaltă să ne ducem să minăm până la border. Deja de aici o luăm frumos. Poate până la border în partea asta găsim ceva. Și cum ar fi în toată zona asta a borderului să nu fie niciun diamant și tot? Mamă, știți cum fac băieți? Mamă. Hop, s-a spart pickaxe-ul. Craftăm altul nou de aici. Noua noastră achiziție, pickaxe-ul nostru nou șmecher. Iarăși am ajuns la border și nu am găsit nimic. E imposibil așa ceva, băi. Tot aud niște sunete pe acolo și cred că este ăsta, cum se cheamă, Warden-ul, ăla de la Warden. Facem așa drumul. Ce am găsit noi aici? What? Câte sunt? La minus 58. 6 diamante, hai că e bine, bă. Ok, trecând la ale noastre, cred că prin zona asta se află ăla de Warden, că am auzit niște chestii. Fix ce ziceam, băieți. Asta îți dă experiență, băieți. Bă, dar vezi că faci XP binișor cu astea.
Dacă să ai și un hou, mamă, cum faci XP-ul? Ia bă să încercăm. Mamă, câtă experiență producem aici. Se produce experiență la greu. Și lumea, cam asta a fost clipul de Minecraft Border. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe. Eu am fost Sorin, pa, pa!